Bună ziua, oameni care nu înțeleg engleză și au venit la un tutorial pentru să ai un desktop mai curat, I guess. Dar nu știu ce titlu o să-i dau acestui videoclip, o să intrăm acum în acțiune. Ați venit pe acest videoclip pentru chestii care poți să le faci pentru FPS sau le faci ca să arate desktop-ul tău mai curat. Poți prima oară să dai click dreapta, aici view și dai show. O să le scoți. Asta am făcut-o cu prietenii religie. Am și home ăsta, dar e inutil. Dai delete și nu-și dă delete din tot. Și dacă mai poți, poți să dai aici uninstall și îți dă add or remove programs control panel. Dai click și o să trească să blurezi eu acolo. Nașpa. Da, sincer, nașpa pentru la care editea. Opa, Bella editezi tu? Nu vrea să editeze pisica. Trebuie să ștergi programe care nu le folosești. Ok, deci nu toate, nu toate. Gen astea le ții de la Nvidia, Remote Desktop, Protection. Uite, să zicem ca exemplu, nu folosești calculator, nu l-ai folosit în viața ta. Sau un joc. Sau o parte din Windows. Uite, eu mi-am... Și poți să-ți dai și animațiile jos. Dacă vrei să vă dați animațiile jos, trebuie să te duci la settings. Iar settings. Aoleu, ce o să editeze fraierul ăla? Te duci la visual effects și îți dai animațiile jos. Să-ți faci o chestie pentru frame-uri. Da. Și de editing o să facă fraierul ăla. Am aici aplicațiile basic. Task manager. Intri pe task manager. Dai task managerul și dai always, unde am dat, că nici nu mai știu unde am dat, la settings, dai always on top aici. Dacă ți se întâmplă cea la un joc, te uiți pe internet cum să deschizi task managerul din taste, dai pe tastele alea și vezi dacă poți să-l deschizi. Dacă e always on top, o să sară deasupra jocului. Dacă nu e always on top, s-ar putea gen să-ți rămână sub joc. Și aici, prima oară, ce faci? Aici îți arată memoria, aici îți arată cât îți folosești în drive și aici cât folosești în internet. YouTube-ul meu acum e închis. Discord-ul când se intre ceva. Da. YouTube-ul e pe o singură chestie. Folosește memoria Opera GX-ul. Folosește memoria ăla că filmezi și folosește CPU. Singura chestie. Mai folosește și astea. Folosesc 9%, 7%. Poți să închizi o grămadă de chestii, filme și TV, astea le am, Nvidia Container, astea poți să le dai pe Echo, Efficiency Mod, Efficiency, cel mai bine ar fi să dai Efficiency la absolut tot, tot ce vezi aici, dar da, astea nu te atingi, nu te atingi în viața ta, dar astea fugi, 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 după aia dai Performance. Poți să te uiți de cât timp PC-ul tău e în viață, gen de cât timp merge. Dacă vrei să ți-l închizi ca lumea, ca lumea, gen să fie ca la restart, dai shift, shift și butonul de la Windows și da, după. Aici avem speed-ul și utilizarea. Wi-Fi nu prea se folosește, folosește memoria. Da, și GPU. De ce se folosește? Mes. Da. App history, ce ți-a folosit, da, nu prea, startup apps, aici îți pasă foarte, foarte, foarte mult, de ce îți pasă să nu ți se deschidă astea, tu vrei să le ai disabled, dacă nu le folosești disabled, gen și la asta, la toate am disabled, că poate nu vrei să-l folosești în ziua. Și după aia îți deschide tot unei procese, noi nu e de ajuns doar să le închizi. Da. Aici e users, sunt eu cu poza mea pisică, pisică obeză și folosesc toată memoria. Aici avem detaliile, dar nu prea e mare chestie. Și services, cam nimica. Da, deci cam ăla e tot tutorialul. Vă recomand să vă închideți mai multe chestii gen animații și... Da, inteligență socială era. Da. Cum v-am zis, vă recomand să vă închideți mai multe chestii așa pentru un FPS boost.
Unii zic că ar fi o chestie să ții un sistem de operare extra care se pune peste Windows pentru frame-uri extra, dacă mă întreb, nu e necesar. Și trebuie să te uiți vreo 5 ore întregi, că dacă iei unul greșit, gen cât de mic greșit, să aibă cea mică gaură, ți s-a dus totul, ți s-a dus tot cardul, tot, gen tot ce ai. Da, eu zic să stați cu Windows, dacă nu prea știți ce ați picioare, și eu stau cu Windows-ul, că e gen chestia basic și poate să fie, adică nu-ți ia multe frame-uri. Frame-urile alea extra, uite, cel mai mult arată că-ți dă câteva sute de frame-uri pe recordul mondial de frame-uri la Minecraft. Vorbesc acum cam mult, dar o să vrea să se închem. Recordul mondial de frame-uri la Minecraft a făcut ăla cu OE special și a dat câteva sute de frame-uri extra. Nu o să-ți dea sute de frame-uri extra. Lulea câteva sute de frame-uri extra, că ăla n-avea nimica pe ecran, așa că și cea mai mică chestie dădea 300 frame-uri extra. Și da, cu asta o să ne vedem data viitoare.